Și anul acesta aproape 2 milioane de copii din România au început cursurile școlare fără a beneficia de programul social, cunoscut sub denumirea de Cornul și Laptele. Ministerul Educației a trimis cu întârziere guvernului proiectul pentru aprobare, respectiv cu doar 3 săptămâni înainte de începerea școlii. Asta în condițiile în care a fost pus în dezbatere publică încă din luna aprilie a acestui an și în care se prevede punctual că elevii primesc produsele din prima zi de școală, adică 9 septembrie. Abia în 2 septembrie, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, a informat că a fost aprobată de guvern suma de peste 760 de milioane de lei ca buget pentru implementarea programului Cornul și Laptele. În perioada următoare începe cursa contra cronometru pentru consiliile județene, care trebuie să organizeze licitațiile pentru fiecare segment în parte, respectiv pentru achiziția de cornuri, pentru achiziția de produse lactate și pentru achiziția de mere. Din aceleași motive de întârziere a factorilor decidenți de la București, în anul școlar trecut, Consiliul Județean Hunedoara a demarat licitația pentru aceste produse după începerea noului an școlar, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind data de 23 octombrie. Lipsa ofertelor din cauza prețurilor mici stabilite de guvern, dar și contestațiile depuse la unele licitații, au determinat o întârziere de câteva luni a distribuției produselor în școlile hunedorene. Programul Cornul și Laptele a devenit funcțional etapizat abia din 16 ianuarie 2024. Anul acesta, 32.000 de școlari și preșcolari din județul Hunedoara ar urma să primească produse de panificație, lactate și fructe, județului fiindu-i atribuită suma de 1,6 milioane lei.